Autoritățile sunt în continuare în alertă. Mehedințul este sub cod galben de viscol și ninsori. Drept urmare, problemele au început să apară. În zona Strehaia, zăpada este foarte mare. Acolo, stratul de omăt atinge și 45 de centimetri. Din această cauză, primarii comunelor Prunișor și Tâmna au cerut suplimentarea echipajelor de dezăpezire. Suntem în teritoriu, am mai avut probleme, s-au mai semnalat unele drumuri blocate, unele drumuri închise sau nedezăpezite de primare, vorba de drumuri comunale. Prunișor, de exemplu, Tâmna și undeva la Malovăț. Am intervenit cu forțe suplimentare din zona drumurilor județene pentru a ajuta aceste primării și am rezolvat situația. Am avut un mic incident cu drumul Gemen-Dârvari, s-a troienit o porțiune și a fost desfăcut. Tot din cauza ninsorilor, trei școli din zona de nord a județului Mehedinți vor rămâne închise. Pentru că Mehedințul se află sub cod galben de viscol și ninsori, autoritățile au activat grupa operativă de urgență până joi dimineața la ora 8. În cazul în care atenționarea meteorologilor se va prelungi, activitatea grupei operative nu va fi întreruptă.